sfârșitul de an vine cu vești bune din partea reprezentanților Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale în perioada 21 decembrie 2018-30 iunie 2019. Va fi deschisă o nouă sesiune de depunere de proiecte care vizează investiții în procesarea produselor agricole. Dintre investițiile eligibile prin această linie de finanțare se numără fabricarea pâinii, a prăjiturilor sau a produselor de patiserie. Prin acest sprijin financiar ne adresăm celor care fac procesare și sunt din categoria IMM-urilor, din categoria altor întreprinderi sau din categoria formelor asociative. În acest sens, se va beneficia de un plafon, se va beneficia de sume până la un plafon maxim de 1 milion de euro pentru cei care depun din categoria IMM, pentru un plafon maxim de 1,5 milioane de euro pentru cei care depun din categoria altor întreprinderi și de asemenea 2.500.000 de euro va fi plafonul maxim. În prima parte a sesiunii se vor depune proiectele care realizează punctajul maxim impus. În prima ei lună, respectiv finele lunii decembrie și luna ianuarie, se vor putea depune proiecte cei care realizează un punctaj de 65 de puncte, urmând ca acest punctaj să scadă progresiv până la nivelul de 15 puncte pentru cei care vor depune în ultima lună a perioadei, respectiv în luna iunie. La nivelul județului Olt, un fermier a solicitat până acum un astfel de ajutor financiar, însă proiectul depus a fost declarat eligibil, dar fără finanțare. Prin noua sesiune de depunere a proiectelor, olteanul are mari șanse să-și vadă visul împlinit.